Condițiile de intrare în România au fost din nou modificate. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis să reducă perioada de carantină pentru persoanele care vin din afara Uniunii Europene, care sunt vaccinate, dar nu prezintă test PCR. Acestea vor sta în carantină 10 zile în loc de 14 zile. Noile reguli de carantină pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene sau din state terțe sunt stabilite în funcție de riscul de infectare și se aplică până pe 8 ianuarie 2022. Fie că sunteți cetățean român sau străin și trăiți în Statele Unite, Canada, Serbia, Republica Moldova sau oricare alt stat din afara spațiului european, nu veți intra în carantină doar dacă prezentați dovada vaccinării sau a trecerii prin boală în ultimele 180 de zile, plus un test PCR negativ efectuat cu cel mult 48 de ore înainte, îmbarcării sau intrării pe teritoriul României. Sunt în regulă totul, pentru că oamenii aici sunt vaccinați și nu au atâtea boli cât au românii care vin de dincolo. Foarte mulți care vin de dincolo nu sunt vaccinați. Și nu le convine că fac stație în frontieră. Poate ar fi bine numai 10 zile toți. Asta aș fi de acord. Sincer să fiu, restricțiile sunt bune, dar ar putea fi și mai bune. Pentru că nu știu dacă îi mai bagă în carantină când vine în țară, dacă îi mai verifică cineva. Ținând cont de nouul virus care a apărut, ar trebui ceva mai exigent. Câtă dorință are și a românii noștri să vină acasă, de atâta timp lucrează pe acolo, sau de ce să îi împiedice, să le pună atâtea piedici? Părerea mea că ar trebui mai ușurată, că ei doar nu vin să îmbolnăvească. Iar nu pot să spun ceva sigur. Dar părerea mea că prea multe îi bag în carantină, am văzut acum, cum vine 10 zile, trebuie să stea. Vine pe 14 și stă 10 zile, face Crăciunul în carantină. Persoanele care vin din statele membre ale Uniunii Europene aflate în zona roșie nu intră în carantină dacă sunt vaccinate sau au trecut prin boală. Carantina pentru 10 zile se aplică persoanelor nevaccinate și care nu au trecut prin boală, doar dacă prezintă rezultatul negativ al unui test PCR, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării sau intrării pe teritoriul național. De asemenea, carantina pentru 14 zile se aplică celor care nu îndeplinesc nicio astfel de condiție.